v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Adina Martinescu, gazda emisiunii Despre Tine la Terra Nova TV. Această emisiune îți oferă un cadru prietenos unde vii și vorbești cu plăcere despre misiunea ta, despre pasiunile tale și despre ceea ce ești. În această seară o am invitat alături de mine pe Roxana Juverdeanu. Roxana este mentor de dezvoltare personală și inițiatoarea programelor de mentorat despre iubire de sine, despărțire conștientă și Next Level Human. Roxana realizează citiri în plan energetic, iar prin intermediul acestora oferă celorlalți o punte către o parte esențială, uitată și foarte puternică din ei, parte care a ales să aibă acest corp, minte și personalitate. Consideră că intrarea în dialog cu această parte aduce claritate, bucurie și împuternicire. Este autoarea a două cărți de dezvoltare personală, Drumuri către iubire și Ziua în care m-am bucurat de mine. În această seară mi-am propus să vorbesc cu Roxana Juverdeanu despre iubirea de sine. Roxana, bine ai venit alături de noi. Te bucurăm foarte mult că ne-ai acceptat invitația. Mulțumesc, mă bucur că sunt aici. Mulțumesc pentru prezentare. A fost așa. Am simțit-o și îți mulțumesc. E interesant când vorbește altcineva despre tine. Adevărat. Și e și frumos în același timp. Exact. Mulțumesc. Și felicitări pentru ceea ce faci. Pentru oameni. Asemenea. Mulțumesc. Și pentru că toți suntem aici, înainte de a vorbi propriu zis despre ceea ce ne-am propus noi, tema emisiunii de astăzi, iubirea de sine, aș vrea ca cei care urmăresc emisiunea să afle mai multe despre tine, pentru că ești la emisiunea Despre Tine. Și atunci, cine este în esență omul Roxana Juverdeanu? Wow, fascinantă întrebare. În esență? Da. Îmi place mult invitația ta. Și dacă tot este de esență, atunci o să spun esența. Esența existenței mele este de a deveni o expresie conștientă a spiritului. Sună pompos, nu este întotdeauna atât de pompos în personalitatea ei stângăcii, dar este foarte frumos. Are sens, da. Este împlinitor, are bucurie, cursivitate și este o descoperire foarte frumoasă a sursei de unde vii și o relaxare, o pace. După ce te zbați foarte mult și începi să controlezi, la un moment dat spui, ok, haide să mă las să văd. Haide să am încredere în partea aceasta energetică, în sufletul meu, în spiritul meu. Și libertatea care vine din această acceptare, din această capitulare, este extraordinară. Deci, practic, oricât am încercat, poate din minte, să găsim explicația sau să găsim o formă de a descrie, pentru fiecare probabil este diferit și de aceea am eșuat făcând asta. Așa este. Deci Roxana Juverdeanu este un suflet călător în a descoperi esența vieții? Da, sunt un explorator. Uh-huh. Categoric. Cu curajul care vine din asta, dar este, mă bucur și de esența mea, adică de partea feminină, de expresia feminină. Și asta întotdeauna oferă un echilibru foarte, foarte frumos în viața mea. Să fiu și femeie. Da. Să mă bucur să ne dăm de această voie expresie. Să fim și femei și să trăim în energie feminină, da. Indiferent de ceea ce facem, de ce alegem să facem. Și de ceea ce suntem dincolo spirit. De a avea un gen exact. Din da. Suflet. Dar este frumos. Îmi place acest plan al spiritului de a fi femeie. Să ne bucurăm. Deci, exact. De... Da. De rolul de a fi femeie, să exact. Spunem așa, care ni s-a atribuit în această existență, cum bine ai spus tu. Da. Roxana, vreau să ne descrii un pic care a fost parcursul tău până la ajunge să faci ceea ce faci astăzi, pentru că m-a fascinat că n-am auzit mentor în programe de dezvoltare personală, dar și realizezi citiri în câmpuri și nu e un cuvânt cu care să te întâlnești zi de zi. Și vreau să ne spui cât se poate spune din traseul tău până la ajunge să faci ceea ce faci astăzi. Wow, trebuie să spun repede, scurt. Nu scurt, avem timp. Da, au fost peste 14 ani de când am devenit conștientă oarecum de asta.
Bineînțeles, a fost un moment de suferință, pentru că cam atunci suntem dispuși să căutăm altceva decât ceea ce suntem condiționați să fim. Și a început, am fost înșelată în noaptea nunții și a fost foarte, foarte copleșitor pentru mine. Da, a fost o traumă profundă. Da, și nu voiam să rămân cu povestea asta că toți bărbații sporci, că nu știu, parcă era o respingere, scuze că o spun așa, dar așa este. Așa este programul. Da. Nu voiam să rămân cu asta. Nu voiam să rămân o femeie învinsă de această, de această întâmplare. Da. Și probabil s-a înfiripat acel curaj în mine. Și am spus, ok, din tot ceea ce știu, cochetam cu dezvoltarea personală de mult, de foarte multă vreme. Am zis, ok, e timpul să o iau pe calea spiritualității, pentru că aici promite libertate, aici ai detașarea, iluminarea, toate detașarea lucrurile. De suferință. Exact. Și am plecat așa, cam toți plecăm așa pe calea spiritualității cu această promisiune că vei scăpa la un moment dat și vei ajunge să fii zen. Ceea ce este adevărat. Dar până când lași straturile de condiționare, acolo este provocarea și practic așa am ajuns să creez mentoratele pentru a facilita, a ușura, a sprijini persoanele care vor să facă lucrul acesta. Să devină libere, să se simtă împlinite și vii în propria viață, să aibă poftă de viață, să le placă interacționarea cu ceilalți, să le placă că și-au ales în principiu un corp. Să fie asumați cu ceea ce își doresc. Da, asumarea face parte din asta. Și au fost multe, inclusiv pe calea spiritualității, sunt multe lucruri parțial spuse, idealizate cumva. Da. Și atunci asta, esența mentoratelor mele este de a trata holistic și practic în același timp călătoria noastră acesta înspre a recupera cine suntem, înspre a trăi în acest adevăr și pur și simplu a înflori, a lăsa viața noastră să devină expresia spiritului și pentru ceilalți, cum spuneam la început. Ce frumos! Deci este fascinant când începi să devii așa, practic viața devine nelimitată. Pentru că nu mai știi dintr-o dată ce o să devii, dar știi că este dincolo de cât ai... Ai posibilități infinite, depinde doar de tine ce alegi să faci. Sursa este infinită, prin urmare. Da. Depinde doar de tine cât lași ca această sursă să curgă prin tine. Da. Iar pentru mine a fost o veste extraordinară, pentru că sunt o persoană dinamică și am zis, ok, deci asta căutam. Ok, bine. Și ai găsit acea liniște acum în suflet? Da. Predominant, pentru că iar este idealism, că noi rămânem doar acolo, pentru că esența călătoriei noastre aici pe pământ este expansiunea. Da. Și prin urmare, ea are nevoie de un dezechilibru și după aceea o echilibrare, da? Pentru că tot ce este finit, perfect, nu se mai poate dezvolta. Și atunci, de ce este esența noastră, este imperfecțiunea și de aceea trebuie să scăpăm de această greșeală, rușinea, vinovăția care vine odată cu ea și spunem, ok, esența mea este imperfecțiunea, nu pentru că sunt stricat sau este ceva cu mine, dimpotrivă, sunt atât de curajos, sunt o ființă atât de frumoasă și de curajoasă, încât am venit să stau în imperfecțiune ca să dezvolt un întreg univers odată cu mine. Și cred că atunci când vom putea, în conștiința noastră, să facem această recalibrare dintre faptul că suntem niște ființe vinovate, păcătoase, rușinate, toate felurile posibile. Da, așa ne facem noi. Și să ne respingem. În general, da. Atunci când vom putea, la nivel social, cât mai mulți dintre noi să avem conștiința și respectul față de ceea ce suntem noi. Da. Acea stimă de sine care de multe ori lipsește. E iubirea de sine. Da, aici vreau să ajung. La iubirea de sine. Necondiționat de a te cunoaște și de a fi ceea ce ești.
da, inclusiv imperfect. Și ulterior să poți să oferi mai departe din ceea ce ești, cu iubire, cu blândețe. Inevitabil. Deci așa a fost creat planul și interconexiunea dintre noi, încât este imposibil ca tu să fii în iubire de sine și aia să nu fie o veste bună pentru toată lumea. Da. Este imposibil. Asta este genialitatea planului. De aceea, misiunea noastră este să devenim ceea ce sufletul și-a ales să devină în această viață, pentru că este suficient. Da, dacă știm cum să facem asta, dacă nu știm, uite, apelăm la un mentor care este specialist în programe de iubire de sine, cum ești tu. Da. Nu ce-mi dau eu seama, iubirea stă la baza programelor tale de mentorat. Și vreau să aflu perspectiva ta. Ce este cu adevărat iubirea de sine? Un lucru minunat. Absolut minunat. O stare de a fi, în primul rând, necondiționat față de ceea ce ești. Și este o călătorie să ajungi aici, pentru că după ce ai ajuns aici, ea se dezvoltă în continuare. Până când renunți la această opoziție față de cine ești, până când reușești să stai alături de tine fără să te mai respingi, fără să te mai judeci, da, acolo este greu. Acolo poți să susțin pe cineva, că după aia, după ce prinzi gustul, și noi ne-am născut ca și copii, aia era atitudinea față de noi. Că suntem liberi să fim cine suntem, nu aveam nicio problemă cu asta. Da. După aceea a venit cineva și ne-a spus, păi da, nu, chiar poți să fii cine ești tu, nu se poate, trebuie să fii așa. Da, de și ce? Ca preluat. Să fii acceptat de societate. Da, pentru că era locușorul tău, uite, ai pătrețelul ăsta, trebuie să-l ocupi tu, asta este. Mm-hmm. Au fost persoane care nici nu li s-a dat un spațiu, li s-a spus, nu meriți nimic. Și au ură de sine, nici măcar... Sau au fost comparate la nesfârșit. Sau iau, de ce poate și tu nu poți? Da. Ce e cu tine? Adică te-au făcut să simți greșit. Exact. Mm-hmm. De aceea nu ne iubim pe noi. Da. Nu pentru că nu este noi. Deci în mentorat eu practic reaprind această cunoaștere instinctivă că meriți. Da, sau flacăra iubirii de sine, o reactivezi. Foarte frumos spus. Da? Deci, asta este. Și să stai lângă mintea ta, care ea nu a fost convinsă dintr-o dată să se dezaprecieze. Da. Au venit fost alții și au făcut. Ani întregi de condiționări. Și de aceea durează decondiționarea. Da. Dar acum sunt tehnici de reprogramare care ajută și scurtează foarte mult procesul. Și un lucru care l-am învățat de-a lungul călătoriei mele, că iubirea de sine cuprinde toate planurile, și fizic, și mental, și emoțional, și energetic. Pentru că a fost o vreme când atât de mult, atât de fascinat am devenit de planul energetic, încât mi se părea că partea fizică, partea mentală era ceva... Și atunci mi s-a transmis, ei, ai venit să faci călătoria asta. Spirit ești deja, oricând te poți întoarce aici, dar ai venit să faci călătoria asta, accept-o. Ei, a fost o provocare, să accept. Da. Și pentru că vorbeai cum s-a întâmplat, deci îți spuneam că aia a fost suferința care m-a rupt a declanșat. Și a trebuit să caut altceva. Și am început cu regresie și în acea regresie m-a călăuzit persoana care conducea regresia într-o experiență, adică în moartea vieții în care ajunsesem. Și m-am văzut cum a fost foarte similar cu experiențele în preajma morții, cum mai spun alte persoane. Out of the body. Și m-am contopit cu sursa. Și a fost o experiență. Adică sufletul tău s-a înălțat și ai simțit acea iubire necondiționată, deci divină de la Dumnezeu. Bolesc să pot. Atât de mult. Adică în sfârșit era... Erai acasă. Acasă, exact așa m-am exprimat atunci. Acum, după 14 ani de integrare, spun ok, acasă, înțeleg că sunt acasă, că n-am pierdut nimic. Dar a fost un dor. Când m-am întors în personalitatea mea, am zis, ce a fost în capul meu să vin aici? Ce a fost? Nu se poate.
personalitatea mea și corpul meu părea o închisoare. Asta s-a întâmplat vreo două zile, pentru că imediat după ce m-am întors, știu că îmi spuneam prietene mele, dar stai, de ce eram așa de supărată? Păi cum, de ce tu, uite ce s-a făcut? Dar eu sunt o ființă întreagă, dar nimeni nu poate să-mi facă nimic. Deci era din vibrația aceea în care am venit. Nu aveam percepția că cineva îmi poate face ceva care să mă diminueze într-un fel. Te ridicase deasupra suferinței prin care trecusei. Da. Mm-hmm. Și dar toate astea prin intermediul acestei regresii pe care le-ai făcut așa, tu. Așa s-a întâmplat. Ți se declanșat. Poate întâmpla într-o meditație, ți se poate întâmpla în multe feluri. E acea trezire spirituală? Acea reconectare cu sursa în care tu îți dai seama, wow, eu chiar sunt mai mult. Adică nu mai este o informație. O poveste, că noi ne tragem din acea sursă. O realitate simțire, și o conștientizare. Este o... Și tot timpul zic că e ca și cum cineva m-a luat și m-a dus cu liftul până acolo și după aia a rămas în mine o dorință să găsesc conștient drumul înapoi. Ești conștientă că nimic nu e întâmplător și ai primit acea suferință, ai primit acea suferință de care îmi spuneai tocmai ca să treci prin tot acest proces transformator și să ajungi să faci, să fii omul care ești astăzi și să fii pe calea misiunii tale. Dar acel moment a declanșat. Da, a fost momentul în care m-am convins că a fost așa o spărtură în personalitatea mea, în realitatea mea care era atunci, prin care eu am putut să-mi refolosesc liberul arbitru și să spun realitatea asta mă doare, vreau alt realitate pentru mine. Și este esența suferinței. Da. Ea ne aduce, da? Deci, pentru că noi mental încercăm să controlăm atât de mult și să îndeplinim acele proiecții care s-au făcut asupra noastră. Da, acele așteptări. Așa, să fie așa, să fie așa, să fie așa. Pătrețelul la care ne... Deci ăsta e pătrețelul tău, ocupă-l. E 1% din ceea ce suntem noi. Dar n-avem cum. Poți să stăpânești toată lumea asta. Lumea aceasta este o imagine. Noi suntem o întreagă viziune. Deci stăpânești doar dintr-un film. Da. O piesă cadru. De puzzle suntem. Un cadru. Da? Deci n-ai cum să-ți găsești împlinirea așa. Și atunci suferința, practic, pentru că am observat, toți așteaptă acea suferință în care, de fapt, cu toată ființa ta îți refolosești liberul arbitru și zici gata cu asta. Da. Și spiritul zice, ai sfârșit, ok. Da? Spiritul, deci, de fapt, nu, sufletul zice că spiritul, el este într-o continuă fluiditate, dar sufletul care și-a făcut planul spune yes, în sfârșit am făcut planul în care am ieșit din această energie. Deci, cu adevărat se spune că atunci când treci prin anumite suferințe și traume, de fapt, ele te învață cu adevărat să te iubești pe tine, te ajută să te reîntorci pe sufletul tău, să-ți pui mai multe întrebări, să afli cine ești și să înveți să te iubești. Când deșoază planul minții și al conștiinței sociale, ești dispus dintr-o dată, chiar dacă încă ți se teamă, dar vrei să încerci altceva. Aia este secretul. Da. De aceea, la un moment dat încolo, am făcut un pact cu partea mea, cu sufletul meu, cu spiritul meu și am zis, ok, fac în fiecare zi timp să vin la întâlnire, astfel încât să nu mai trebuiască să, să se întâmple ceva. Sunt aici conștient, înțeleg că noi suntem o echipă și o echipă extraordinară. Ok, ne începem ziua împreună. Da. Vin aici, sunt conștientă, sunt atentă, astfel încât planul să fie fluid. Că noi nu am venit să suferim. Da, am venit să ne bucurăm de viață. Am venit să ne bucurăm de aceste energii, de ceea ce suntem. Vieții. Exact, să o savurăm, că avem simțuri, că avem, că există o atât de mare diversitate creată de faptul că noi ne-am individualizat. Spiritul este un întreg. Da. Da? El nu se mai poate percepe pe sine. Ca și cum este aceeași culoare. Și noi am venit culori diferite, arome diferite și ne savurăm unii pe alții și ne minunăm când începi să ajungi în inspirație și spui, wow, ce fain, ce fain ești. Pentru mine asta este, deci să fac citirile și să vorbesc cu sufletul, că eu în citit vorbesc cu sufletul, în principiu vorbesc cu sufletul și sufletul spune, asta este planul, asta s-a întâmplat, văd în câmpul persoanei respective momentele când s-au întâmplat ieșirile din planul sufletului. Da, când au funcționat din minte, adică n-au mai gândit cu sufletul sau cum e?
Exact când ai fost condiționat. Uh-huh. Când ți s-a întâmplat ceva traumatizat sau efectiv ai cedat și ai spus ok, o să devin asta, mamă, tată, bunică. Da. N-o să mai ascult vocea aceasta interioară care îmi spune cine sunt, o să ascult adevărul tău, că eu asta trebuie să devin, ceea ce spui tu, nu ceea ce spune. Da, ai cumpărat minciunile celorlalți. N-aveai cum, pentru că erai un copil. Da. Și n-aveai o personalitate formată. Exact. Și de multe ori, cam pe la ce vârstă se întâmplă câte o treabă de asta? Când deja ai resursele, maturitatea, curajul să faci o schimbare radicală. Da, să discerni cu propria minte ce e mai bine pentru tine. Da. Să-ți pui întrebări, să fii într-o continuă căutare a sinelui și a spiritului. Exact. Iubirea de sine este într-o primă fază de condiționare pe toate programele și toate proiecțiile și rolurile care ți s-au dat. Pentru că tu nu poți să... Este o redescoperire a esenței tale. Mm-hmm. Nu mai trebuie să faci nimic. Decondiționare. Atât. Da. Deci iubirea de sine, acea curățare a sufletului de orice nu te ajută să te iubești pe tine. Nu știu, orice influență din exterior. Este o prezență necondiționată, dacă ar fi să esența, că m-a invitat la esență și mi-a plăcut foarte mult, îmi place esența lucrurilor, să descopăr. Da. Ar fi o prezență necondiționată față de ceea ce ești. Dar este într-o opoziție atât de mare față de ce ai fost învățat, să te judeci, să te respingi, să negi ceea ce ești, să te uiți, să cauți soluții oriunde în altă parte decât în tine. Și automat asta faci și mai departe cu persoanele pe care se presupune că ar trebui să le iubești în viața ta. Foarte le judeci, le condamni, le compari. Dacă ți-o faci sine, dacă ți-o faci pe ție, cum ai putea să faci altcumva? Da. Tocmai de aceea iubirea de sine nu este un act egoist, este de fapt singurul act prin care poți să-l iubești cu adevărat și pe celălalt. Da, chiar urma să te întreb, că multă lume crede că dacă auzim de acea iubire de sine, dăm în narcisism, automat ajungem în ego și iubirea nu mai e iubire, este egoism. Este iubirea egoism. Ok. Răspunsul, cum încerc eu așa drăguț și amuzant, că uneori îmi place foarte tare să fac chestia asta, este că persoana respectivă, când spune că ești egoist, vrea un anumit lucru. Spune, nu fii așa, nu fă pentru tine, fă pentru mine. Și ești egoist pentru că nu faci pentru tine. Da. Atunci când cine ești tu este de ajuns pentru celălalt, da? Există o compatibilitate. În esență, societatea și relațiile dintre noi în momentul acesta se bazează pe... Da. Trădează-te pe tine și fii pentru mine. Iar chestia drăguță pe care o întreb este, în ochii sursei care v-a făcut, pentru care amândoi sunteți valoroși, da? Faptul că unul nu mai folosește resursele pentru a străluci și a deveni cine îi și le pune toate în strat și strat se usucă, este egal. Da. Deci păcatul în sine este pur și simplu absurd, pentru că în ochii sursei amândoi suntem egali. Și atunci cum adică tu trebuie să te usuci și să te sacrifici pentru celălalt? Să străluciți împreună sau... Aia este. Dar aia este esența victimizării. Mm-hmm. Când celălalt îți spune ești un egoist, el este în victimizare, iar tu nu poți să-ți lași cât ai ajuns tu trezirea ta și conștiența ta de sine pentru persoana sau poți să o lași, cum fac eu, faci greșeală conștientă și vezi cum este pentru tine să fii în energia aia. Cum se întâmplă pentru tine? Cum se întâmplă cu gândurile tale? Cum se întâmplă cu corpul tău? Păi nu-i bine. Păi vezi? Afli singur răspunsul, fiind conștient, afli singur răspunsul. Și o chestie foarte drăguță pe care mă întreabă foarte multe din lume, din mentorat, apropo de ce spuneai tu, că vai, n-ajungi un narcisist în iubirea de sine. Să fii modest, să fii smerit, că așa... Exact întrebarea asta mi-a pus-o mintea mea la un moment dat, pentru că e așa fusese învățat, avea acolo, nu e bine să faci asta. Și am zis, uite care fază. Fac un deal cu tine, un târg. Un an de zile încerc blândețea, atunci era blândețea, că
care este parte, da? Ce, să nu mă mai judec, să nu mă mai resping, da? Să nu mai neg ceea ce sunt, să spun că nu-s de ajuns. Și vedem cine devenim într-un an. Dacă devin nu știu ce narcisist, asta e pot oricând, adică la orice oră te invită cineva să te recondiționezi în programele sociale. Da. La fiecare secundă. Să vedem cine devenim într-un an. În anul acela, cu blândețe și acceptare, am crescut mai mult decât crescusem în anii în care aparenta judecată de sine mă proteja de nu știu ce. Asta a fost călătoria cu mintea mea, pentru că cât de profunde și wow sunt aceste conexiuni cu sursa, atunci când vii în personalitatea ta și încerci să devii acel mesaj, acea trăire, acea vibrație, da, te întorci cu mintea de maimuță pe care o ai, aia, mintea cu mămică, cum îi spun eu, aia care a fost condiționată. Și tu mintea aceea trebuie să o aduci cât mai aproape în rezonanță cu minte cu mămare, cum îi spun, da, eu, da? Cu ceea ce decodezi din sursă. Și au fost multe negocieri cu mintea mea. Și unul din esențele mentoratului meu este acest pași mici și aceste negocieri. Și a învăța cu mize mici, să nu dai mintea peste cap, mintea trebuie să te urmeze, ea nu trebuie să pici sub minte, să forțezi, da, atât de mult încât să nebunești. Da, știi că se spune că dacă gândești prea mult, ești în minte și automat îți anulezi sufletul. Așa o fi? Mie mi s-a spus că noi ar trebui să fim 90% în a fi și 10% în a face. Noi acum suntem 99% în a face, da, și 1% poate n-a fi. Păi și cine ne învață să fim în această stare de a fi? Nu suntem singuri. Mm-hmm. Da? Sunt persoane ca și mine care fac mentorat, dar în realitate eu nu aș putea să fac ceea ce sunt dacă viața și sufletul respectiv nu și-ar fi orchestrat în planul sufletului ca el să se trezească. Acela nu este... Eu nu am niciun merit aici, eu doar sunt un alt instrument prin care sufletele care și-au pus în acest, da, plan să se trezească, să ajungă la iubire de, da, sine și să-și la conștiință de să sine, evolueze. Da, sunt doar un alt instrument, mm-hmm, da, și în planul în care noi toți eram mai conștienți, eu am zis, da, vreau să fac asta, va fi extraordinar, păi da, știi, dar va trebui să o faci prima. Foarte încântată am fost, da, când a început și m-am simțit atât de mult timp pe contrasens. Toată lumea mergea încolo, eu mergeam încolo și mintea mea zice, dar de ce nu putem să facem și noi lucrurile ca toată lumea? Da, dar știi cum e și vorba aia, dacă vrei rezultate diferite, clar nu trebuie să mergi în aceeași direcție cu care, în care merge toată lumea, trebuie să schimbi un pic traseul. Mica minte este setată pe confort, mm-hmm, pe, da, pe ce știi deja, pe un drum deja bătătorit și exact, cunoscut. Exact. Mm-hmm. Și atunci aici este cum stai lângă mica minte și a fost o vreme când aveam resentimente și mi se părea că nu este de ajuns, că nu este ritmul potrivit. Și iubirea de sine, da, este nu, stai lângă tine așa cum ești. Dacă te-ai respins deja, ai căzut sub vibrația respectivă, ești iar la nivelul la care este toată lumea și este atât de ușor să fii prins, să fii recondiționat. Da. Da? Și atunci, iubirea de sine este o prezență necondiționată, mai ales în momentele în care nu ți iasă. Da. Și dacă nu o faci, adică eu oricât de mult i-aș antrena pe cei care lucrez, este un moment în care iei antrenamentul și este un moment în care ești tu cu tine. Da. Poate fi iubirea de sine o soluție la toate problemele noastre, așa zisele probleme sau traume sau emoții prezența negative? Prezența necondiționată este... Deci iubirea de sine ca prezență necondiționată, ceea ce spuneam, da, ideea dinainte, stabilizează foarte mult problemele pe care, așa cum le vede mintea. Uh-huh. Pentru că dacă o să vezi și devii conștient, marea majoritate a problemelor
își au rădăcina în faptul că tu nu ești în armonie cu ceea ce ești. Da, se produc acele dezechilibre în ființa noastră, tot pe fondul neiubirii de sine, și ajungi poate de multe ori să te îmbolnăvești și nu știi de ce, de unde a pornit, de la suflet și de la neiubire de sine. Am venit să fim creatori conștienți, iar dacă tu te urăști pe tine și te respingi pe tine, inevitabil, în realitatea ta, ceva se va întâmpla ca tu să nu ai liniște, să nu poți să fii relaxat, să nu poți să fii bine cu tine, să nu ai timp cu tine. Ajungi să nu mai ai timp. Nu mai ai timp. Nu, efectiv, păi de ce? Pentru că nu vrei să stai cu tine. Ajungi să nu ai persoane care să te valideze, să simți și tu că poți să întragi și o sufletul lângă cineva. De ce? Tu te respingi. Ești persoana pe care vrei să o ocolești tot timpul. Da? Și atunci este foarte important să ne uităm la aceste gânduri și la atitudinile interioare față de noi, pentru că chiar dacă este prima dată copleșitor, vezi legătura dintre ele și realitatea ta și doar așa poți să ieși din programul de victimă. Da. Și din probleme. Când îți dai seama, chiar dacă este foarte greu, că tu ți le-ai creat prin atitudinile tale, prin faptul că ai acceptat rolurile care ți s-au spus, prin faptul că vrei să împlinești așteptările unor oameni care fac aceeași călătorie ca și tine, decât planul sufletului, cel care sponsorizează toată călătoria asta pentru tine. Și este imposibil să nu ajungem la suferință, dar nu pentru că ne pedepsește cineva, doar pentru că noi nu suntem acolo unde este fluiditatea noastră și rațiunea pentru care noi am fost creați. Da, am fost creați din iubire și cu iubire. Da. Deci sursa ne adoră. Ne adoră. Deci este imaginea atât de diferită de ceea ce am fost obișnuiți mii de ani. Da. Cu privire la cine suntem noi. Și cu o dată, atunci când privesc așa că sufletul a făcut planul și inclusiv și-a ales părinții și așa e, așa e greu de dus la un moment dat, mai ales dacă există niște traume acolo profunde. Și la un moment dat stăteam așa de vorbă cu sufletul meu, că suntem prieteni, și spun, hai mă, chiar așa, dar chiar asta, deci nu puteai să fie mai ușor, de ce ai ales asta? Deci nu. Și printre discuțiile noastre l-am întrebat, de ce ai ales să faci călătoria asta? De ce ai ales să-ți iei un corp? Pentru că este o diferență vibrațională atât de mare decât ceea ce ești. E atât de dens, e ca o închisoare pe lângă libertatea pe care o simți în spirit. Și mi-a zis, m-am îndrăgostit de planul divin. Din iubire profundă față de sursă și față de această idee divină care a spus, ok, o să-mi aleg un suflet și după aia o să-mi aleg un corp ca să pot să experimentez toată diversitatea care sunt eu. Vai, ce idee genială! Și sufletul a zis, uai, așa este, care a fost individualizat deja și s-a putut autocontempla. Sunt mental, noi încercăm să explicăm ceea ce într-o stare de conexiune simți. Într-o secundă de conexiune simți tot ceea ce aș putea spune eu, nu știu, într-o carte de 200 de pagini sau într-o emisiune de 3 ore. Da. Și acea simțire, dacă ar fi de fapt esența iubirii de sine și de ar fi să trezesc așa o căutare în ceilalți, este căutați o secundă în care să vă conectați, permiteți, negociați cu mintea voastră o secundă să reușiți să simțiți tot ceea ce sunteți. Într-o secundă de liniște. Prin meditație cred că se poate ajunge ușor la iubire de sine, categoric, că se face un pic de liniște în cap și atunci cobori în suflet. Da, dar prima dată, dacă tu ești învățat să-ți fugi de tine și să te ucolești, ba mai mult, eventual să și arunci cu ceva spre tine, meditația este să stai lângă tine așa frumușel și într-o primă fază exact așa și stai. Da, și poate nu-ți place ce vezi și fugi, fugi din nou în mediul social. Stai acolo, spun, cea mai mare comoară pe care o cauți este acolo lângă tine. Stai acolo lângă tine.
De asta oare sunt persoane care au atât de mulți prieteni și își alocă timpul în a socializa cu atât de mulți prieteni și fug de a sta singure cu ele însele să, sigur, să descopere? Sigur, poate să fie și asta. Da, poate fi nevoie de validare socială. Deci am găsit și în mintea mea o creativitate de a nu face asta în conexiune cu spiritul. Așa. De ce? Pentru că obișnuința a fost că binele e în afară, bucuria e în afară, împlinirea e în afară. Și atunci, de multe ori, a trebuit să-i spun, nu e acolo, aceea este imaginea, este oglinda, de aici pleacă. Da, trebuie de multe ori să-i spun și de multe ori să-i dovedesc. Da. Și curajul de a negocia efectiv cu mine, cu mize mici, ok, asta o facem cum vine din interiorul meu, sub călăuzirea sufletului, da? Da. Hai să vedem cum e. Ei și la un moment dat a început, ea a mers așa, un pic mai bosunflată și a văzut că îi place rezultatul. Și la un moment dat a început nu doar că să capituleze, deci să așteaptă și ea așa cu interes ceea ce se întâmplă. Nu știu exact, nu, să-ți spun, atunci s-a întâmplat în 2020 ora 3. Da, nu, da. A fost un întreg proces. Da. Un întreg proces. Roxana, știu că la începutul, atunci când te-am prezentat, am spus că tu realizezi și citire în câmpuri și dacă și legat de citirea asta în câmpuri, aș vrea să-mi spui cum arată câmpul energetic a unei persoane care se iubește pe sine. Este o experiență așa. Un câmp a unei persoane care se iubește pe sine este ca și cum ai pătrunde, nu știu, ai zbura. Așa este, este coerent, este în armonie. Așa. Pentru că, de fapt, iubirea de sine este un mod armonios de a fi. Da, și asta se simte în exteriorul persoanei? Da, da. Dar în același timp, de exemplu, dacă este o persoană care ar vrea să fii mai puțin egoist și să te iubești, ar putea să fie o jignire că tu te iubești pe tine. Deci depinde foarte mult de calitatea celuilalt, pentru că dacă propria ta iubire de sine este un opus al calității sale de a fi, nu te va percepe. Pentru că ești o dovadă a faptului că nu este în armonie. E acea diferență între a fi și a face, pe care spuneai. Da, dacă persoana respectivă este în a face și tu ești în a fi, mintea aia va găsi tot felul de justificări că a fiul tău nu este suficient. Da? Pentru că atunci când ești în iubire de sine, ești în autenticitate. Asta înseamnă că pătrățelele așa cum au fost împărțite social, tu nu mai ești acolo. Și foarte puține persoane sunt, nu știu ce să facă cu tine. Nu știu ce să fac. Nu te pot cuprinde. Doar o persoană care la fel este acolo știe ce să facă cu tine, știe cum să se comporte în prezența ta. Dar marea majoritate care au nevoie de pătrețele, etichetele, să știe, a, tu ești atâta, câștigi atâta, faci asta, ești căsătorit, ai copii, nu știu ce. Ok, știu cum să mă comport cu tine. Deja vine cineva, tu nu așa, nu așa, nu așa și tu ești bine. Mintea intră într-o autoprotecție și într-o respingere, da? Și spune ce nu știu, ce nu cunosc. Deci un geniu ar putea foarte bine să fie respins și tratat ca un prost pentru că pur și simplu nu, da? Așa, ca să spunem, de-a lungul istoriei mental, câte geniu și prost, da? N-au fost. Da. De ce? Pentru că era nu știu, altfel nu știu decât ce ceilalți. Să fac cu tine. Nu știu ce să fac cu tine. Nu știu ce să fac cu mine, apoi cu tine. Unde să te încadrezi pe acea hartă, pe acel puzzle, unde să-ți găsesc locul. Exact. Și asta a fost foarte provocator, apropo de citiri, pentru că a trebuit să-mi asum ceva atât de diferit și să-mi învăț personalitatea să duc asta. Da. Dar atât de mult m-am îndrăgostit de acest potențial, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine. Am văzut treptat ce poate să facă pentru ceilalți și pur și simplu mă hrănesc din această iubire și din această viziune mai mult decât imaginea de ceea ce pot oamenii acum să ofere, pentru că știu că exact ceea ce fac eu va reuși să
și eu, nu numai eu, suntem mulți, da. Exact ceea ce curge prin mine și ceea ce fac și eu pentru ceilalți va ajuta chiar ca noi să rupem această stare de fapt. Da. Și sunt momente când trebuie să-mi reamintesc și să mă reîndrăgostesc de viziunea mea și să nu mă pierd în imaginea din fața mea în care poate o persoană mustăcește și spune clar vedere, dar... Știi că ceea ce nu înțelege greșit, automat așa gândești. Și eu îi spun așa drăguț, zic, vai de mine, atât am râs și o altă dată, atât am zis și eu și am râs și mai tare când am devenit. Da, ce interesant. Ceea ce altă dată râdeam, da. Pentru că am zis, wow, cât am crescut. Wow, cât am crescut. Deci asta că ești într-o încăpere și tu ești în iubire de sine și toată lumea se iluminează instant, da. Este iar, cred că, un idealism. Pentru că, de fapt, unele persoane pot să se targeteze și pot să fie... Frumusețea este că poți să fii tu și iubirea ta de sine și prezența ta poate să-i ofere o oglindă care poate să-l salveze de suferință. Ce frumos. Dacă îl învață cineva cum să gestioneze asta. Da. Și de aia mentoratele mele este capital. Eu învăț pe cei cu care lucrez cum să ia oglinzile acestea pe care sufletul ne le oferă înainte ca să ajungem noi la suferință. Ne ajută. Atât de mult încearcă să ne ajute. Spun, nu vă mai luptați cu asta. Este o veste extraordinară că ai aflat ce te enervează, ce te supără, ceva ce respingi cu toată ființa ta. Pentru că nu mai trebuie să suferi. Da. Uite, mi se pare de un real sprijin ceea ce faci tu. Un mentorat care să te învețe iubirea de sine. Da. Ceea ce nu te-a învățat nimeni niciodată. Pentru că fără această coerență și fără a te privi pe toate planurile și a lucra cu toate planurile, am văzut și eu cât am stat acolo. Și de ce să ia la fiecare 14 ani? Da. Dacă eu sau altcineva poate să te ajute să ai o mai mare coerență și un ritm accelerat. De ce toată lumea să plătească același preț? Mm-hmm. Deci călătoria ta spre iubirea de sine a durat 14 ani. Da. Acum ai toate răspunsurile și poți să îi... Nu toate răspunsurile. Cel puțin... Doamne, ce aroganță ar fi să spun. Înseamnă că n-am înțeles nimic. Nu. Ai majoritatea răspunsurilor și poți să-i ajuți pe am ceilalți. Am un antrenament și am un partener. Da. Invizibil, atot puternic, da. Și acesta este sprijinul care mă împuternicește cel mai mult pe mine, pentru că știu că nu este doar din mintea mea, din ceea ce am făcut eu, pentru că antrenamentul altcuiva arată altfel. Da. Ai toate răspunsurile vis-a-vis de persoana ta, că fiecare persoană e diferită, pe care o mentorezi, clar nivel. Nu poți să cunoști toate răspunsurile. Până la acest nivel, da. Da. Da, am găsit multe răspunsuri, iar bucuria mea este că mai sunt altele. Băi, un infinit. Iubirea de sine nu este un proces finit. Nu, nu este un doctorat, îl iei, ți-ai pus diploma acolo, nu. Pentru că esența este că atunci când tu ești în legătură cu partea ta non-fizică, cu partea ta energetică, ești nelimitat. Deci ceea ce devii este măsura în care lași să devii. Și în același timp este interconectat cu restul planului. Pentru că pot de interconectare. Am o curiozitate personală. Te rog. Se spune că atunci când stai lângă o persoană, intri în câmpul acelei persoane. Și dacă acea persoană stă bine la capitolul iubire de sine, ar trebui să ia și la tine, că ești în câmpul acelei persoane, ești în același câmp de iubire. Da, este principiul rezonanței. Dar spuneam, cât poți să înmagazinezi aia, cât poți, sau poate să fie o chestie când ești din câmp, nu mai este. Dar depinde foarte mult de unde ai ajuns tu. Sunt grade de vibrație, care dacă sunt cu 2-3 trepte mai mult decât unde ești tu, foarte mare șansă este să respingi, pentru că este necunoscut și nu știi ce să faci cu el. Dar în principiu, într-adevăr, o persoană care se iubește pe sine are o anumită coerență în prezența, în prezența între ceea ce este și ceea ce face. Da. Ne reîntoarcem și ceea ce spune, deci toate ceea ce gândește, ceea ce spune, ceea ce simte. Este aliniată în trup, minte și este spirit. Este o aliniere și chiar dacă mai sunt, că iar să nu picăm mâini în dializ, că nu-mi place să dau imagini de astea imposibil de urmat,
Chiar dacă mai sunt fluctuații sau mai sunt programe în care mai intri, imediat tind spre acel echilibru înapoi, pentru că știi că acela este esența ființei tale, știi că acolo este ceva, acela este adevărul tău și vrei să ajungi din nou acolo și nu te mai opui cu faptul că ai ajuns iar într-un program, într-un dezechilibru, într-o imperfecțiune, cum vorbeam la început. Ok, trebuie să echilibrez asta, asta am venit să fac, să mă joc cu chestiile astea, să găsesc înțelepciune, să găsesc diversitate, să găsesc bucurie. Armonie. Ca și om pot să fac asta și într-un final armonia. Da, ce frumos. Roxana, a fost o deosebită plăcere să vorbesc cu tine. Totul a curs așa lin și frumos de la început până la final. Mulțumesc pentru experiență. Și eu îți mulțumesc pentru tot ceea ce am primit prin tine. Și uite, dacă ar fi să își dorească cei care vor urmări emisiunea să intre în programul tău de mentorat despre iubire de sine, te rog să le spui celor de acasă cum te pot găsi. Cel mai simplu, mă pot căuta pe Facebook, Roxana Juverdeanu, acolo sunt toate datele mele și cu drag aștept călătoria alături de ei, pentru că și pentru mine este un deliciu să asist la regăsirea celorlalți de sine și adevărul despre ceea ce sunt. Este bucuria și împlinirea mea. Minunat. Și vreau să-ți las ultimul cuvânt. Dacă ar fi cei de acasă să rămână cu un ultim mesaj din partea ta, care alege să fie acesta? Nu te pierde niciodată. Stai cu tine, ține-te de mână, indiferent de cum arată viața ta în momentul ăsta. Cred că unul dintre cele mai mari secrete. Ține-te de mână, nu te lăsa de mână, indiferent de ceea ce se întâmplă și cum arată imaginea în care trăiești. Minunat! Ai pus punctul pe i la final de emisiune și îți mulțumesc pentru asta. Îți urez mult succes în toate proiectele tale viitoare și încă o dată a fost o reală plăcere și oricând te reașteptăm alături de noi în studioul Teranova TV. Cu mare bucurie! Mulțumesc! Dragii noștri, mulțumim pentru că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Nu uitați ceea ce a transmis Roxana la final de emisiune. Nu uitați niciodată de voi și țineți-vă de mână pe tot parcursul vieții voastre și iubiți-vă. Până data viitoare, vă doresc o seară minunată!